Au trecut mai bine de 2 luni de la producerea incendiului, dar soții Nicolae și Adela Rusu nici acum nu se pot împăca cu gândul că tot ce au agonisit de-a lungul celor 15 ani de când sunt împreună să fie mistuit de flăcări în doar 15 minute. Tot o ars primă poziție din camera asta, aici când am venit aici ardea. Până tăti 6 camerele au luat foc și au ars toate. N-am putut scăpa nimic. Și a fost pe noi cu așa rămas. Nicolae și Adela sunt părinții a 4 copii, 3 băieți și o fetiță. Mezina familiei de nici 3 anișori suferă de astm bronșic. Unica sursă de venit este salariul soțului de 1500 de lei. Mama fetiței spune că cei mai mulți bani se cheltuiesc pentru tratamentul copilului. Fetița e astmatică, e bolnavă, născare, nu știu ce mai faci. E foarte greu acum să pornim, să încercăm să o reparăm, nu știu. Mama copiilor nu are bani să pregătească băieții pentru anul școlar, să le cumpere rechizite și pentru hăinuțe. Pentru iarnă trebuie să cumpărăm tot. Și copiii pentru școală, hăinuță din călzat, asta pe iarnă tot trebuie cumpărat, că este n-avem încă nimic. Nicolae și Adela spun că nu au posibilitate să-și zidească o casă nouă, dar speră că până la sosirea iernii vor reuși să construiască o anexă din 2 odăi. Soții Rusu spun că le sunt recunoscători tuturor celor care le-au acordat ajutor. Mulțumesc la oamenii din sat care m-au strâns niște ruble și mi-au dat un ajutor. Gătezam pentru fundament, pentru una alta, că să dovedesc până a dat frig, să fac un dormitor pentru fată și pentru băieți și o bucățică de cuhnă. Potrivit reprezentanților Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei Ungheni, familia Rusu va beneficia de ajutor financiar în sumă de 1.500 de lei timp de 3 luni. Familia dată a fost luată la evidență de către Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei și inclus în serviciul de sprijin familial și prevenirea abandonului. Pentru a îi se oferi un ajutor atât informațional, moral, spiritual, cât și din punct de vedere financiar. A stabilit ca familia dată să beneficieze de un ajutor în mărime de 1.500 de lei lunar pe o perioadă de 3 luni. Persoanele care au posibilitatea să ofere ajutor acestei familii se pot adresa la sediul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din orașul Ungheni.